Întorc brațul pe partea opusă, controlez partenerul din nou cu sabia mâinii înainte.
Nu asta e problema. Problema este că noi când îl facem acum, nu sunt așa din spate. De ce din spate? Pentru că este mai ușor de făcut. Din spate. Da? Funcționă, da? Asta este atacă. Trebuie să-l arunc și părțuiesc clasă ca și cum ar fi un bici. Dar deci nu trebuie să fac așa. Vedeți că este indicetul dacă e rest de dezintegrat. Da? Și de asta fac, de dezintegrat. Pentru asta nu fac niciun efort. Nu trebuie să-i încorc un mușchi. Și doar trebuie să merg cu el în greșea în care mă interesează ce este mine. Acum să-l apăs, să mă scoatez, da? Doar mă deplasez de spicet, da? Ok? Cu toate știm că în Aikido folosim cât se poate de mult din energia partenerului. Dacă eu încerc să opresc energia partenerului, să o aduc la zero, cu zero n-am ce face. Nu? Eu trebuie să o folosesc și ghilimele să o întrețin, astfel încât să ia să nu fie zero, da? Și trebuie să am grijă să o duc în direcția care mă interesează pe mine. Care este aia? Care, cea care de pe tine dezechilibrează pe partenerul meu. Treaba asta este destul de greu de înțeles, da? Și mai greu de făcut. Dar este esențială în Aikido. Dacă încerc să opresc energia și apoi să fac ceva cu el, să-l arunc, să-l fixez, da? Va trebui să iau treaba de la zero. În cazul nostru, el are de două ori vârsta lui, să-l parcă tot. Eu am de două ori vârsta lui, dar fiți făcut. Da? Și el este mult mai puternic decât mine. Eu n-am nicio șansă ca fizic să-i fac față. Da? Singura mea șansă este că știu ce, fac, ce se fac cu forța lui. Asta e important. Bine, zice, dar nici măcar nu l-ai atins. Evident că nu l-am atins. Da? Dar dacă nu s-ar fi ferit, l-aș fi atins. Da? Deci, mișcarea trebuie să fie atât de convingătoare și ea trebuie să lucre exact unde trebuie, încât partenerul să creadă că nu are altă șansă decât să cadă, da? Să scape de lovitură. Nu? Pus! E foarte important acest lucru. Ceea ce îi sugerez partenerului meu, agresorul meu, da? Numai decât ceea ce îi fac. Care noi lucrăm, dar nu numai la Aikido. În foarte multe sisteme de luptă sunt faptul că noi știm că partenerii noștri, agresorii noștri, cei care avem de-a face, reacționează instinctiv. De exemplu, oricât îi spune lui Bogdan, stai cu ochii deschiși, el închide, da? Știe că nu-i fac nimic, că nu-l vezi, dar închide ochii imediat, da? Pentru că inconștientul lui dictează, închide ochii că dacă cumva te lovește. Sigur, e posibil să lovește, greșesc să-i dau pe ochi, categoric, da. Vreau să spun că instinctul lui de conservare este prietenul meu. Deci eu pot folosi aceste lucruri, dacă știu cum. Da? Asta funcționează și aici, da? Ca instinctul lui de conservare să intre în funcțiune, să lucreze, da? El trebuie convins, nu Bogdan, instinctul lui. Dacă voi face așa, nu s-a întrebat nimic, instinctul este fie atât de bun. Da? Asta nu mai e. Poftim.
știți că se spune, da? Că unii spun, dom'le, în Aikido nu este lovitură. Alții zic, bă, mă, e și a spus că Aikido e 78-89%, nimeni nu știe exact procentul, da? Ateric. Pe acest subiect sunt foarte multe controverse. Sigur, niciunul din noi, dacă zic că o ieșiba se auzi de curică, zice, nu știu, dar cu tot așa, nu? Uneori s-a îmbrăcat în o aură de legendă, cuvintele și s-ar cărzi, dar nu asta este important. Important este că nu poți să te aștepți, da? Ca cineva care te atacă și te lovește, da? Să fie oprit de o mânghiere. Nu știu că e imposibil, dar practic nu se întâmplă asta. Așa. Să presupunem că partenerul meu mă atacă Gyaku Hanmi. Eu simulez o lovitură. Da? El are câteva variante. Asta care a făcut-o acum, a dat capul pe spate și a pus brațul. Da? Asta este acolo. Fă-o din nou. Da? Foarte bine. Asta înseamnă că centrul de greutate s-a schimbat pentru că s-a lăsat pe spate. N-am decât să intru și îl dau jos. Simplu. Cineva îmi spunea, zice, da, dacă nu dă capul pe spate? O mare are dreptate. Dacă nu dă capul pe spate, din nou în aceeași direcție, da? Nu pot de zis că persoana mi zice, da, dacă dă capul în partea aia altă. Sigur, e dreptul lui. Orice ar face cu capul, da, pe spate la stânga sau la dreapta, sigur, doar dacă intre în lovitura mea, pe spate, da, încolo, la partea aia, da, îi face ca este noi. Vedeți că el îmi spune că ce trebuie să fac, da? Asta e ușor de făcut după ce partenerul e dezechilibrat. Să ești într-o poziție favorabilă. A face rău cuiva, orice, chiar dacă nu e nevoie, este o prostie. Da? Dar toate acestea se bazează pe faptul că el va reacționa. Mișcarea face, da? Eu sunt de acord cu ea, nu mă opun, doar o urmez și o folosesc. Da? Optim. Thank you.
repet acest lucru foarte des la antrenamente, da? Și se capăt, copilul se capete o înțelegere firească a mișcărilor, chiar dacă e un examen cu reușă. Sigur, ideal ar fi să fac ca în realitate de același număr de ori când fac antrenament. E posibil să nu rămân în viață. Pentru că realitatea poate fi extrem de dură, uneori imprevizibilă, atunci nu pot să mișca acest lucru în lume. Te duci în stradă și jignești pe toată lumea, tot și așa, în speranța asta că o să ai suficienți oameni care să te bați ca să înveți și ai chile. E tot ea. Important este să controlezi un conflict fără să intervii, fără să intri în conflict. Așa la asta e greu de făcut în mod real. Ea trebuie simulată ca orice conflict, ca orice experiență întâi mișcare în laborator și apoi apare. Sigur că Aikido probabil că cea mai mare parte rămânem la nivelul de laborator și n-ajungem să verificăm chipurile astea în realitate, din fericire. Pentru că acesta este unul din obiectivele noastre, da? Încercăm să evităm conflictele reale. Cum? Facem pe aceea, dacă evitându-le pur și simplu, da? Controlându-le fără să intervenim în mod agresiv, să scrim alte conflicte, da? Sau deturnându-le de la obiectivul inițial către un obiectiv ultim acceptat. Dacă cineva mă rovește, eu pomenuse cu o cânt. Da? Acum cum putem zice că botenul din spontane este o cânt, da? Îl rovește eu. Da? Este greu de gândit ce voi putea face acest lucru, da? Și așa că fac să fie bine. Știu dacă era că lovitura lui nu este veșnică, are o traiectorie, da? Și apoi se stinge. Ideea este că ori mă apropii destul de mult de baza lovitorii, da? Să o duc către sol, da? Sau mă duc direct către sfârșitul ei. Acesta ajunge la sfârșit, da? Pentru ca să nu la sfârșit, trebuie să traversezi tot momentul. Deci, dacă o să fac așa, voi fi tot timpul cu spatele la el. Nu știu, poate că se oprește în momentul ăla și ajunge la sfârșit, la în spate. Da? Deci, mișcarea este în felul acesta. Sau dacă în mod direct, trebuie să mă apropii, da? De locul de înălțime. Cred că e mult mai greu așa, da? Nu mai greu. Poftim? Încercăm la fără poftim. Aici foarte multă lume se gândește, dacă îl văd tot timpul,
văd mișcarea, știu când va fi sfârșitul. Mișcarea poate fi foarte rapidă și urmărirea mișcării lui s-ar putea să mă coste o groază de timp. Ceea ce știu eu este însă că el va fi la sfârșit, acolo. Dar este unde acolo? Cât de acolo, da? Da? Deci asta este cele să mă uit măcar, pentru că îl voi întâlni, da? Dacă nu voi pierde timpul să studieze, voi să se întâmplă cu el. Că unde se duce și de fapt. Îl voi întâlni sigur. Nu? Dacă voi fi la sfârșit, sigur voi avea un contact cu el, da? Deci unde voi putea, cum se zice, să vedea ce fac. Și Fanaghe, da? Poate că ai ieșit, da? Cu de optaie, eliminat. Tot ceea ce știu, unde știi mai mult sau ce mai puțin. Important este să ajung acolo. Da? Că sunt cu mâinile goale sau cu o armă sau un obiect în mână, da? Să fie un băt, poate să fie orice. Da? Sau că partenerul meu este cu mâinile goale sau cu o armă sau cu un obiect în mână, încetul cu încetul aceste lucruri n-ar trebui să mai fie o problemă. Dacă obiectele al meu face parte din ființa mea, da? Mă comport cu el, îl mișc ca și mai fi o prelungire a mea, lucrurile sunt simple. Dacă n-am un astfel de obiect, îl pot obține, dacă n-are parte în meu. Nu? Da? Întrebarea este ce fac cu el dacă n-am folosit niciodată un astfel de obiect, ar trebui ca să mă și încurce, sau să mă trai singur, sau să trai cu picioare, da? Așa mai departe. Lucrul cu arme este important pentru mai multe motive. Odată pentru că îmi permite să învăț extensia propriei mele energie. Da? Trebuie să pun chiu, să zice, nu? În capătul armei. Nu acolo de țin mâine. Dacă energia este aici, da? Înseamnă că țin foarte bine arma, dar asta nu mai ajută să spun nimic. Da? Energia este și aici, da? În cap. Se văd că e mai greu să pitezi cu pensul la care se află în capul unui băț, nu? Decât cu pensul în mână. Poate că nu tot pitezi, dar cu tot îi scrie. Cum ar fi să vă semnați, da? Pe o hârtie, ca să semnezi pe o cerere, un stilou care se află în capă. Imposibil. Nu zic că vreodată? Imposibil. Îți trebuie o hârtie de 2 metri pe 2 metri și vei semna cu o semnătură pe care nimeni nu va recunoaște. Nici chiar tot. Da? Dacă picul se află aici, tot se semnă. Eu comerc în ăsta. Trebuie foarte pentru treaba asta. Trebuie doar, ceea ce spuneam mai înainte, la fiecare cu mâna, antrenament, să poți să simți arma și partenerul, ca și mai face parte din singurul tot, da? Mm. Trebuie foarte pentru chestia asta? Lui, o să fac ce vreau acum,
controlat. Credeți că cineva care are o armă tăiată la gât își permite să vârte? Deci, iată, un conflict armat care face fi controlat, dacă am începerea de a face echipă, urmile mele de rezolvare. Nu fac decât să-l controlez, observați? În tehnică de control, 1, 2, 3. Nu așa, nu așa, exact cum vă spune, mai rupe și pui sabia la gât și îl lasă terminat. Nu e adevărat. Un, doi, trei. Să luăm bochenă, să facem cu toți această mișcare. Un, doi, trei. Înainte. Poftim. Mă întorc pe tine. Da? Din chim, această armă care face foarte rău, celui care a spus că dragostea și prietenia sunt cele mai importante. Să înseamnă că mă opri, da? Moral să nu fac rău. Este o formă de respect pe care o să vă rog ca toți cei care s-au practicat pe filo în federația noastră să o folosesc. Da? În asta armă, la fel sunt terminat. Spre influența ta, viața nu se poate să la probleme. Spuneam cu unui coleg al nostru că sabia trebuie ținut în mână ca o pasăre. Dacă aș mai trebuia o pasăre în mână care, dacă strâng prea tare, o omor. Dacă mâinile mele sunt prea libere pe ea, da? Pasărea în fără. Da? Deci trebuie ținută atât cât pot să controlez sabia ca și mai face parte din propriul meu corp. Da? Nu așa? Pentru că atunci nu mai face parte. Este un obiect străin. Mai mult. Vă credeți că tehnicile de aikido cu sabia mă obligă, da, să fac tot felul de mișcări cu sabia, da? Da? Pot face treaba asta dacă țin mâinile strânse pe ea. Nu, nu, fără bătă. Da? Sabia trebuie manevrată cu oricare din mâini. Da? Chiar dacă ea teoretic se ține doar cu mâna dreaptă în sus, lângă ciuba și mâna stângă aici. Mâna dreaptă deci este aproape de gardă, în ciuba. Da? Degetul acesta nu este fixat arătătorul, pentru că el arată direcția loviturii, da? Arată. Mâna stângă este spre capătul armei, da? Asta este mâna de forță care ține greutatea armei și mâna stângă este cea care dă direcția armei. Da? Apoi, poziția ei în fața unui partener este pornind. Este, ea unește cele două puncte, seicanoide, în centrul meu energetic, da? Și fața partenerului, da? Deci dacă de aici, pornește acolo. Deci nu așa, nu așa, nu așa, nu așa, da? Cel puțin primii 5 ani. După 10, 15, 20 de ani de practică, nu mai contează într-adevăr unde ții arma, pentru că poți să o miști, să o aduci unde trebuie, fulgerător. Da? Dar la început trebuie să învățăm poziția corectă. Umerii sunt pe spate, da? Vesele sunt strânse, seicanoiden, centru este înainte, aruncat înainte, da? Picioarele sunt pe spate. Asta este poziția corectă, da? Și o menuții, da? Deci, un, doi, trei. Trebuie să o mișc atât, să fiu în stare să o mișc atât de ușor și de rafinat, încât să pot să chiar dacă taie, dar și o pun pe gât fără să-și măcar să zgârie. Da? Este extrem de important, sigur că sabia mea nu taie, nici nu este ce-s periculos și nici sabia nimănui de aici,
știe, este o regulă, numai ca să nu putem accepta, eu spun că ea trebuie manevrat de așa manieră încât ori cu degetul, da? Ori cu mâna, da? Ori cu sabia să fie același lucru. Nu trebuie să fie nicio diferență. Sabia nu-i face rău, este ceea ce face pumnul meu. Eu sunt de acord cu voi că unii vă zic, bine, dar Iria, ăla are sabia în mână și una e ridică, păi îți dă una în cap cu sabia, dă-mi una în cap cu sabia. Dacă acum voi încerca să fac treaba asta, e târziu. Dacă acum fac treaba asta, e de vreme. Nu pot decât într-un singur fel. Cum? Atunci când trebuie. Ca să pot face treaba asta, să mă pot armoniza, să devin una cu partenerul meu, unul, nu trebuie să fiu încordat. Sunt încordat, dacă aștept atacul, da, treaba asta îmi limitează extrem de mult mișcări. Trebuie să fiu relaxat, da? Acum o să vă spun pe mulți o să-i facă să zâmbească. Da? Dar trebuie, așa trebuie să gândești ca să ajungi cu această stare. Să fie relaxat și să te gândești că, într-adevăr, poți să mori dacă te lovește. Da? Da? La fel de bine poți să și nu mori. Și că de murit nu trebuie să mori. De mai bine, mai târziu decât mai devreme. Dar cel mai rău lucru care faci nu este să te lovească. Tot altceva? Nu? Deci nu totdeauna o lovitură este lucru cel mai degradant sau cel mai neplăcut care se poate întâmpla. Sau, zicem, lucru care nu poate fi suportat. Dacă înțelegi acest lucru și îți asumi această responsabilitate ca să nu-ți pun risc, atunci lucrurile pot să evolueze în direcția asta. Nu pot să fiu, să mă contopesc cu oricine, să mă armonizez cu oricine, dacă nu sunt liber să fac treaba. Dacă stau așa, încordat, da? Da? Consum o groază de energie cu starea asta de veche, cu orice chip, da? S-ar putea să nu folosească mai mult, s-ar putea ca să folosească uneori, fiind un om pregătit și prevenit, este mai șansa mai mare decât unul care nu e prevenit, dar
atât cum spuneam, acest lucru mă blochează. Între timp ce vorbesc eu, tu lovește când vrei, da? Da? Deci dacă o să participați cei mai vechi de aici, da? O să vedeți că chiar dacă lumina este stinsă și este întuneric, tot trebuie să trec la fel. Da? Pentru că eu nu trebuie să-l văd pe Bogdan când mă lovește. Se simte mișcarea lui destul de bine dacă Bogdan sau alții ca el m-au atacat trei timp de 20 de 30 de ani, acest lucru îl simți doar când se mișcă aerul înaintea lui. Este foarte important. Dacă vedeți o practică unei arte marțiale ca un lucru, ca șurubatul unui șurub, nu vă spun că se șurubesc lucruri o chestie degradantă, da? Dar dacă îl vezi ca o chestie cu capăt și coadă, nu ai niciodată șansa să ajungi să faci echilibru acolo asupra. Dacă te gândești că aici tot, este lucru care îți îndreptă toată viața, da? Atunci sigur că ai răbdare, nu te grăbește nimeni, ai mulți ani înainte, mai ales voi, și puteți să faceți în felul acesta. Fără grabă, relaxat, da? Încercând să înțelegeți mesajul echilibru. Da? Atunci că să luăm pe bucăți. Deci, observați că eu nu intru direct, da? Intrarea mea este aici, da? Nu vreau să risc, pentru că e posibil să mă împiedic, e posibil să mă mișc cu întârziere, și atunci mă lovește. Îmi iau toate măsurile posibile, chiar dacă unele nu sunt foarte evidente, ca să nu fiu lovit. Deci, o dată ieși puțin în afară, da? Și încerc să fac când trebuie. Când trebuie. Când se ridică brațul, da? De ce am făcut mișcarea asta partenerului meu? În primul rând pentru că capul unei persoane, da, este unul din lucrurile cele mai ușor de manevrat și avantajul este că el trage corpul după el. Stați, nu? Deci ne-am pus mâna pe umerii lui sau pe spatele lui sau pe brațele lui și doar pe capul lui. Eu sunt aici, da? În momentul următor, fiindcă i-am întors capul, nu pentru că l-am ocolit, pentru că dacă l-ați ocolit, aș putea să fiu în partea asta, dar dura foarte mult. Da? Să sunt în partea aia niciodată. N-a durat deloc. Da? M-a ajuns unde am vrut eu, dar pentru că el m-a adus acolo. Sus? Da? Bun? Neglijent și cu forță pot cauza partenerul meu probleme. Da? Acum să facem ce-am spus manete cu sabie, uitați-vă, da? Să spuneți că am o sabie în mână, da? Deci, am reușit afară. Cunoașterea atomiei partenerului este iarăși un lucru extrem de important. Nu poți face lucrurile astea de gândul de urechi, de nas, de gât, da? În speranța că o să-l controlezi. Punctele care fac pentru tine acest lucru, trebuie să învățate, încetul cu încetul, astfel încât nu devine periculos pentru el, da? 1, 2, 3. Thank you.
Atenție! 1, 2, 3, 4. Indiferent pe unde, pe aici, pe aici, pe aici, pe aici.
se află cel puțin un cuțit, dacă nu o sacă. Nu este un pumn sau o mână goală, da? Este o armă. Da? Da? Arma niciodată către mine, da? Niciodată către mine. În multe dojuri, da? În România și în alte părți, da? Se văd timp ca așa. Da? Sigur că în dojuri nu se întâmplă nimica pentru că e o piesă, e un scenariu pe care îl face. Și în realitate, are jumătății fabricanții de aici. Deci uitați-vă puțin o tehnică de aici. 1, 2, da? Lumea ca tine zine, e extraordinar ce frumos putea de băiatul ăsta. Ăla mai bătrân. Bătrân nu mai are burtă. Da? Deci, încoace, uitați-vă, da? O să treacă pe mine, am riscat să mă taie. Eu cum mă mănânc, da? Mă, nu ai ce zic eu că am făcut. Da? Sigur, mai voi făcut, dar fără pur. Da? Lucrurile sunt extrem de periculoase. Dacă lucrezi neglijent, dacă nu ai cu timp acest lucru în minte, vei învăța procedeile neglijente. Ele sunt bune aici, dar nu mai aici. Prieteni. Niciodată, Juan. Da? Yes! Șomen, tu chico de gaiși. Poftim. Încet. 1, 2, 3, 4. Poftim. În urmă, cu mâna. Deci, 1, 2, 3, 4. Thank you.
operațiunii și control, corpul este dezechipat de obligat să se sprijine, da? Gâtului, care este un punct sensibil, controlul meu. Deci se sprijine foarte comod piciorul meu.